Da, băieți. Prima șarjă de gunoi adunată din Someș. Nenumărate gunoaie, din păcate. La fel ca și cei care le aruncă, din punctul meu de vedere. Să punem și asta acolo. Mai avem niște sat și mai sus. O să vedeți ce dezastru am scos din apă. Dacă vrei să-ți prind primul pește, așa, numai să-ți arăt că este pește, eu îl prind. Numai să ajung în zona în care trebuie. Hai, aici am prins eu. Ei, ce bun era locul ăsta. Sunt foarte, foarte mârâiți. Până am trebuit să prind cel puțin unul. Nici eu. Uite-l-ai. Uite-l-ai, Dani, Dani. Nu, vrei să-mi faci poză? Da, bineînțeles. Primul la ecologizare. O venit. Pe guma mea. Hai că e legal. Este legal. Mai ce te de pe care l-am scăpat? Nu știu, no. Ce a fost. Ți-am prins pește, cum am zis, nu? Mai vrei? Da. Mai unul? Ultimul. Și după aia nu mai dau cu de-astea, după aia dau cu rotative și voblere. Prin pe primul, Clean. Clean prin pe doiul ăsta. Da. Dar nu știu. După doi, eu. Aha. Că de-aia vreau să torn asta. Numai pe guma asta am prins. În rest, pe nimic, orice am dat. Și crede-mă că am dat. N-ai văzut? S-am spus că mere rockfish-ul. N-ai prins niciunul până acum. Te filmez și eu cu primul tău pește pe gumă. Bravo! Bravo, Sebi! Primul la gumă. N-am fost eu cu tine, de-aia n-ai prins. Zici sincer, ai furat un pic de meserie, uite, du-te la cum mulinez. Da. Știam. Bravo! Poți folosi acum penseta. Cum zice poetul. Uite acolo e cotețul. Dar unde e frate meu? Că i-am să vină cu sacea aia și numai nu mai ajunge. Am prins pe gumă, acum vreau ceva mai hard. Dă-i. Ai fut. Uite-l-ai. Cleanu! Yeeey! Se știe! Vrei să-l măsurăm? Dar asta are peste. Te-am întrebat. Da, e 20. Și hai să punem și guma, noua mea gumă. O mini invenție. Copie după doi, da glow. Se pare că asta îi place. Se fac o poză. Hai că fac și o poză, na. Bun. Hai, du-te, duiosule. Are peste 20, chiar bine, zic eu. Uite-am trăit eu pentru o secundă, chiar nu știam care e limita la curs. E 20, dar bine, astea trișingă sunt un pic modificate, la biban 15, da. La concurs? La concurs, da. Fui ce-mi pute mâna, Clean. Nu, vreți să mai prind ceva? Că văd că mi-are și guma nouă.
Doamne, mă, dar cum să-ți iasă așa câteodată lucrurile? Bun. Prima rundă de gunoaie. Terminăm aici pescuitul și ne apucăm de ecologizarea vieții. Mănuși trebuie să mai am. Aici sunt deja două. Alea sunt ale mele, sigur. Da? Da, eu le-am lăsat aici. Bun, încă un sac, ducem la drum. Hai să mergem la următorii. Poți? Te scurci? Ne luăm și utensilele cu noi. Așa că m-am mâzgălit tot, sigur că da. Fai ce e aici, capacul ăsta. Și caroseria aia. Da, avem și un bord acolo. Un bord de polo. Da, băgăm doi saci, unul în față, unul în spate. Mănușile s-au pierdut. Te descurci cu ăla? Este un sac. Că fiecare cauciuc separat încât e un sac. Trebuie să ne ajungă. Apoi am cauciucurile, le pun la mea. Alea le punem așa una lângă alta. Asta e din somnul la fel. Da. Stai așa, stai că ridim sus, nu intră, a intrat? Hai că nu atâta numai. Așa. Și mai e ceva? Bordul ăsta. A, bine, ăla clar. Punem aici, așa ne-am înțeles cu domnii. Un bord de mașină, cum vă ziceam. S-ar putea să nu ne ajungă sacii, cum zice Alex. S-a mai uscat un pic față de când am scos. Bun, mersi frumos, Răzvan, mă duc să pregătesc următorul. Deci am scos mizerii câte vreți. Table, cauciucuri, tot ce scrie la carte. Respirator și un radio și de toate, na, ca la carte. Hai să prindem și de cauciucuri. Bine, dar acum am făcut curat, acum plutește acolo o pungă de chipsuri, aia e proaspătă. Păi, ai de fapt, e multe persoane, puțin oameni. O să aranjăm aici cauciucurile. În Someș. Mai avem încă multe. Numai bun de dormit. Punzătoare. Hai să punem și... Oh, cățelul ăsta nu e gata. Am mai adunat. De asemenea aici încă o grămadă destul de mare. Urmează să vină băieții de la RADP și să le ducă de aici. Da, multe gunoaie în Someșul ăsta. Sper să fie mai bine în viitor. Salutare, băieți! Am terminat și noi acțiunea de ecologizare în mare. Ar fi mult mai multe de rezolvat, dar pentru că ne-a permis timpul, am făcut mai mult decât s-ar fi putut. Am prins și câțiva pești pe final. Sper că v-a plăcut. Pe viitor ar fi foarte bine să vă adunați gunoaiele după voi, dacă tot mergeți la pescuit. Ar fi ideal. Coșuri sunt pe tot malul, așa că nu avem nicio scuză. Bun, cam asta ar fi de zis. Haideți să vedem ce va fi la concurs. Fire întinse totul lor. Salutare, băieți!